În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cel ce se va rușina de mine și de Evanghelia mea, de acela se va rușina Tatăl atunci când va fi în slavă cu Sfinții Îngeri. Deci Evanghelia de astăzi are trei planuri diferite. Întâi, rugămintea Mântuitorului de a urma Lui, cel ce vrea, deci prima condiție pe care o pune este să vrem. Doi, ce ar putea omul da în schimb pentru sufletul său, și aici vom discuta despre noțiunea de suflet, ca să înțelegem, cum vă spuneam și altă dată, că omul nu este un animal, ci este o ființă îndumnezeită. Trei, ce-ar da omul în schimb dacă ar câștiga toată averea, adică munca nesocotită atunci când depășim limita normalului. Și aici vorbim de lăcomie sau de ieșirea din normal, apropo de cât strânge omul, și avem înțelepciunea lui Solomon care spune: casă peste casă vei adăuga țarinul lângă țarină și nimic nu vei moșteni. De ce? Pentru că la ușa gropii suntem egali. Indiferent de funcție, rang sau putere, în clipa când am închis ochii, profetul Marele Cântător și Marele Înțelep Damaschin a spus așa: m-am uitat în mormânt și am văzut oase goale și țărână și mă întreb care e împăratul, care e săracul. Deci atât ce răspuns simplu. Și ultimul este vorba de ieșirea sufletului din trup, întâlnirea cu Dumnezeu în slavă cu Sfinții Îngeri, și cumva este vorba în ultimul moment de trezirea conștiinței. Dar planurile se petrec pe pământ, se petrec în viața noastră și înaintea lui Dumnezeu în cer. Deci avem planul pământesc cu tot ce adună omul și prețuiește pentru sufletul lui sau nu prețuiește. Avem planul cu plecarea omului din lume și întâlnirea cu Dumnezeu și contactul cu realitatea divină. Și în contactul cu realitatea divină avem și răspunsul bine pregătit sub formă de explicațiune. Cel ce se va rușina de mine în neamul acesta păcătos și curvar și viclean, ca așa spune în una din textele vechi, și eu mă voi rușina în slava Tatălui când voi veni cu Sfinții Îngeri. Deci cel ce n-a putut mărturisi despre mine pe pământ, nici eu nu pot să iau apărarea în cer. Și pentru că era firesc ca la mijlocul postului, noi astăzi suntem cumva la jumătatea nevoinței. Să avem crucea ca armă și putere. Și cum vine crucea? În prima duminică am văzut ortodoxia, păstrarea icoanelor și a dreptei credințe, deci calea spre Dumnezeu prin ferestrele cerului, adică pictura pereților bisericii și a icoanelor pe care le sărutăm și nici de cum idoli. În a doua duminică am întâlnit lumina taborică a lui Grigore Palama, preandumnezeitul aminte, care ne-a învățat să nu prindem fluturi pe deal și să căutăm lumini în întuneric, ci căutați lumina din interiorul vostru. De aceea și rugăciunea marelui învățător și dascăl teolog spune așa: luminează, Doamne, întunericul inimii mele. Iar Sfânta Evanghelie ne dă un răspuns și mai interesant. Luminătorul trupului este ochiul. Deci, iată, dacă am deschis ochii, se vede lumină în sufletul nostru. Dar sub ce formă? Sub măsura în care tu deschizi ochii și spre Dumnezeu, ca lumina lui Dumnezeu să pătrundă în noi. De aia se strigă în liturghia înainte sfințită: porunciți, adică este glasul lui Dumnezeu, lumina lui Hristos luminează tuturor. Deci Hristos este Cel ce vine în lume și mântuiește pe tot omul. Un alt luminător este așa, mintea. Deci luminătorul sufletului este mintea. Deci iată că eu deodată, în același om, luminez două părți deodată. Partea biologică prin ochi și partea spirituală prin minte. Și de unde știm că mintea este luminată? Este chiar proverbul nostru popular, care îl folosim de foarte multe ori atunci când spunem: băi, ce om cu minte luminată! Deci singuri ne dăm de gol că știm că există o lumină a minții pe care nu vrem să ne o însușim sau să ne o dobândim. Dar în momentul de față, urcând în continuare dealul spre Golgota, întâlnim ce? În mijlocul postului semnul crucii. sceptrul împăraților credincioși, cheie sau ușa tainelor și, dacă vreți, armă asupra diavolilor. Bucură-te, izgonitoarea dracilor. Deci este una din versetele din imnul acatist al Sfintei Cruci. În momentul în care privim la cruce, ce ne dăm seama? Că biserica poate fi exact ca un rai, așa cum a creat Dumnezeu la începutul pământului, iar cum în mijlocul raiului stătea pomul vieții, din care omul mânca și se întărea cu Duhul și comunica cu Dumnezeu, în mijlocul vieții creștine stă crucea ca armă și putere. Și aici o să vorbim iarăși de un lucru simplu. O să vă așteptați să dezvoltăm niște lucruri care depășesc normalul, nu. O să vorbim de niște lucruri simple și elementare. Crucea are trei forme. Forma de cinstire, și aici vă aduc aminte ce spunea astă vară când a venit aici Preasfințitul Adrian. Cunoști când un creștin este ticălos prin faptul că nu știe să facă semnul Sfintei Cruci. Adică în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. De ce? Ca să se înțeleagă că însemnarea noastră cu semnul Sfintei Cruci este tot o rugăciune. Și dacă crucea o faci frumos, înseamnă că frumos îl cinstești și pe Dumnezeu. Pentru că atunci când faci crucea, chiar te străduiești să o faci cu evlavie și cu credință, ca ea să fie lucrătoare asupra ta și asupra persoanei tale. Deci avem crucea pe care o cinstim. Apoi avem crucea pe care o purtăm. Sunt 3, 4, 5, 6 forme de cruce pe care le purtăm. Crucea de pe biserică, care întotdeauna se face dintr-un metal prețios sau rezistent, să stea acolo în fața stihiilor și a intemperiilor, ca semn că aceea este casa lui Dumnezeu, binecuvântată și ocrotită de puterea crucii. Apoi avem crucea de la mormânt. Este crucea pe care ne-o punem fiecare, și dacă ați văzut mai nou modelul, pentru că oamenii sunt goi pe dinăuntru, și la morminte pun niște plăci mari funerare cu o cruce goală, așa, dată din formă de aer, ca să spunem. Deci în aer a trăit și el, în aer este și crucea, deci nu este obiectul în sine, forma crucii, ci un gol în placa respectivă. Zic, da, am pus cruce, părinte, zic, eu nu o văd. Păi uitați-vă acolo în gaură, aia e gaură, mamă, nu-i cruce. Deci, pe acea cruce v-am mai spus odată, scrie: aici odihnește robul lui Dumnezeu. Bine ar fi să odihnească robul lui Dumnezeu. Dar odihnește o cucoană, un bețiv, un ticălos, un borfaș, un curvar, un nemernic și tot ce vrei. Dar stă sub semnul crucii. Ei, acea cruce pe care noi o vedem la morminte are două roluri. Una de a ne osândi în ziua înfricoșatei judecăți, prin faptul că am purtat-o cu necinste pe mormântul nostru, în raport cu faptele noastre. Și doi, ne va osândi că am îndrăznit să o necinstim și să hulim semnul Sfintei Cruci. Și aici mă refer la cei care înjură ca berjare, și nu-i nevoie să mai amintim cât de mulți sunt cei care au această formă de rugăciune prin injurie și insult a crucii, și care va fi tot ca o povară pentru noi la judecată, pentru că nu vom avea un răspuns concret la păcatele noastre. A treia cruce este crucea pe care o purtăm la gâtul nostru. Ați văzut că majoritatea creștinilor obișnuiesc să poarte cruciuliță. Acum rămâne pentru unii semnul puterii lui Dumnezeu, pentru unii rămâne bijuterie. Și ce înseamnă bijuterie? Cruciulițe prin cercei, cruciulițe prin broșe, cruciulițe prin brățări, cruciulițe prin inele. Deci, unde cauți tot felul de cruciulițe? Nu acel fel de cruce îl izgonește pe Satana, ci crucea pe care stă răstihnit Iisus Hristos, fie că e din aur, fie că e din argint sau din ce material sau metal, sau fie că este din lemn, dar să fie o cruce ortodoxă, adică să aibă pe ea răstihnit pe Fiul lui Dumnezeu, pentru că El nu se desparte de cruce și de înviere. și cei care o poartă sub formă de bijuterie nu greșesc, dar nu se folosesc, și cei ce o poartă la gât și o necinstesc, nu se osândesc, dar nu se folosesc. Deci, într-adevăr, când ai crucea la gât, trebuie să faci dovada că ești purtătorul acelei cruci. Cum? Prin respectul cuvenit față de Sfânta Cruce. În momentul în care te pui la masă să faci o cruce frumos, în momentul când te scoli de la masă să faci o cruce frumos, în momentul când pleci la servici să faci o cruce frumos, în momentul când pleci de la servici să faci o cruce frumos, pentru că ne pornim pe cărarea vieții și nu știm unde ajungem. Și atunci, dacă suntem însemnați cu semnul Sfintei Cruci, suntem sub ocrotirea lui Dumnezeu. Deci aici este problema crucilor celor vizibile și celor care sunt la îndemâna noastră. Apoi mai este exagerarea creștin-ortodoxă, că să nu calci pe covoare că au cruci, să nu mănânci roșii că au cruci, să nu spargi nuci că au cruci, să nu mănânci nu știu care fruct că are cruce. Astea de acum sunt așa zisele exagerări și ca să vă dați seama de acest lucru, vă spun un lucru simplu despre cruce. Ghenadie Scolariu, un mare arhiereu al secolului, să spunem, 14, 15, 16, nu am exact în minte, orice caz, în vremea, cred că 14 spre 15, că era în vremea sultanului Mahomed, a vrut să-și bată joc de acest arhiereu și a spus așa: am putea să-l punem la punct pe acest episcop și să-l scurtăm de cap, dar trebuie să-i întindem o cursă. Și a citit și sultanul, sau a fost informat de așa ziștii lui oameni de cultură, că creștinii trebuie să cinstească semnul Sfintei Cruci. Și a dat comandă de un covor imens, din fața unde își avea tronul, plin de cruci tot, și a zis: îl voi chema la mine când va veni să se plece, am să-l osândesc că a călcat Sfânta Cruce. Dacă nu va veni și va refuza văzând crucile, am să-i tai capul pentru că nu s-a supus ordinului. Și zis și făcut, a fost chemat episcopul în audiență și în momentul când s-a apropiat și a văzut covorul plin de cruci, s-a oprit, a scos potcapiul din cap, a făcut frumos 3 mătănii, a spus: crucii tale ne închinăm, Hristoase, Sfântă Învierea ta o lăudăm și o slăvim. A sărutat prima cruce de pe covor și apoi, fără nicio sfială, a călcat pe celelalte și s-a dus la sultan, a luat smerita închinăciune care se făcea împăratului lumii, emir și mare sultan, și a zis: robul tău ascultă, poruncește, stăpâne, era stăpânul Constantinopolului de acum. Și a spus: uite, ar trebui să te pedepsesc după învățătura voastră creștină că ați călcat crucele de pe covor. Voi creștinii cinstiți acest semn. Și a spus: îmi pare rău, luminăția ta. Crucea lui Hristos m-am închinat ei de când am intrat. Ale tâlharilor celor precum ești tu le-am călcat. Deci ați înțeles? Deci nu ne cramponăm de toate semnele de aici și de acolo, pentru că crucea are o semnificație cu totul adâncă și spirituală. Și nu înseamnă că dacă cineva ar pune o cruce pe o toaletă sau pe o groapă de gunoi sau pe un loc infect, ar necinsti crucea sau ar profana. Nu, valoarea ei rămâne aceeași. Valoarea crucii crește cu valoarea locului unde este pusă. Dacă stă pe un credincios, are cu adevărat valoarea, dacă stă pe un ateu sub formă de bijuterie, rămâne o simplă bijuterie. Dacă stă pe mormântul unui drept măritor creștin, este semnul învierii la judecată, semnul iubirii și a comunicării cu cerul. Dacă stă pe un ticălos sau la mormântul unui ticălos, tot dracii îl vor înghiți în iad cu aceeași pasiune și fervoare cu care și dacă nu o avea. Și de ce vă spun acest lucru? Noi dăm valoarea crucii sau eu scădem. Și acum vom intra în simbolurile crucii simplu și concret din ceea ce cere Hristos. Cea mai înaltă trăire în Hristos este amintită în prima parte a Evangheliei. Scurt. Devoiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine și să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Isaia, marele profet, are și el pe la capitolul 50 sau 30 un stih care este legat de această chemare sacra monahilor, unde spune acolo, zice, cei ce se vor însemna numele meu și vor trăi în numele meu, eu îi voi însemna pe ei și îi voi cinsti pe ei, este vorba de monahi, zice, și aceia vor fi aleșii mei. Ei, aici, la această chemare și la cea mai înaltă, este foarte strâmtă calea, pentru că foarte greu se intră pe această cale datorită unor lucruri pe care le-a spus în Comorile pustie, acea colecție de cărți duhovnicești, îngrijită de Ignatie Monahul, la volumul 1 despre Starțul Varsanofie, spunea așa, dar legat pentru că este vorba de crucea cea înaltă spirituală și de crucea căsătoriei, cea de-a doua taină în viața oamenilor. Și că dacă ar ști mirenii câte ispite sunt în mănăstire, nu s-ar călugări nimeni niciodată. Dar, spune Sfântul Varsanofie, dacă ar ști mirenii slava călugărilor la înfricoșata judecată, toți ar lăsa familia și s-ar călugări. Deci vedeți cum balansează spiritual greutatea? Tu deschizi ochii și îl vezi pe ăla beat în șanț și spui, o, ce golan! Dar nu știi care e plata celui care se mântuiește în această talmă. Și Sfântul Pahomie cel Mare a fost tentat, odată, având trecerea la Dumnezeu, să-i pună următoarea întrebare. Și că, Doamne, spune Pahomie, ce va fi cu neamul acesta călugăresc după ce nu vom mai fi noi? Adică, mă rog, el, Antonie, Pafnute, oamenii grei ai pustii. Și a spus, vor veni alți călugări, zice, mai leneși, dar tot vor fi. Păi dacă mai îngădui o întrebare, aș mai pune o întrebare. Dar după ei ce va fi? Tot un fel de călugări, zice, dar se vor asemăna mirenilor, zice, dar tot vor fi. Păi ce și da după ei? După ei va fi mare pierzare, zice, puțini vor fi cei ce se vor mai mântui, dar tot vor fi. Deci, cu cât tact i-a răspuns Dumnezeu, dar tot vor fi. Și atunci îndrăznește Sfântul Pahomie și întreabă, zice, dar dacă tot atât de mult decade această tagmă din lucrarea ei înaltă, Doamne, de ce nu-i pierzi sau să pui capăt lor, ca să nu se facă de rușine neamul acesta al nostru? Și atunci i-a spus Dumnezeu, o găsiți scrisă dacă o căutați. Eu am citit-o din cărțile de spiritualitate, astea cu Lafsaiconu, cu mai multe care scrie despre monahii pustii. Și îi spune, zice, Pahomie, ție ți este a te ruga. Lui Dumnezeu, n-a spus mie, lui Dumnezeu îi este a cârmui lumea. Nu este treaba ta, ce va fi nici înainte și nici după. Dar pentru că mi-ai pus o întrebare atât de adâncă, zice, am să-ți dau un răspuns pe aceeași măsură. Am crezut că ai să te oprești, adică nu o să înaintezi cu iscodirea, dar dacă tot ai iscodit, am să-ți dau un răspuns. Această tagmă călugărilor nu va sfârși pe pământ până la venirea mea. Și știi de ce, Pahomie? Cei care sunt scriși din pântecele maicilor să moară în această tagmă, trebuie să o găsească ca să intre în ea. Dacă se va mai mântui vreunul până la sfârșit, va fi ca o oglindă celor care nu s-au putut mântui. Iar cei care nu s-au putut mântui vor avea pe cei care s-au mântuit ca o oglindă a ceea ce puteau face și n-au făcut. Dar zice, nu o voi pierde și nu e treaba ta. Deci, așa că să nu ne mai punem întrebări dacă Evanghelia este actuală sau neactuală. Ea rămâne actuală până în vecii vecilor. Deci și mâine, dacă cineva intră cu cuget curat în taina călugăriei și se face monah, plata călugărului o ia. Dacă își face pravila și canonul, plata călugărului o ia. Dacă iubește biserica și slujbele, plata călugărului o ia. Dacă iubește postirea și înfrânarea și curăția și fecioria, plata călugărului o ia. Dacă e nepăsător și neinteresat, normal că se va pierde. Asta este, cum spune acolo, te voi judeca după faptele tale. Cei ce au făcut bine vor lua bine, cei ce au făcut rău vor lua rău. Dar la această taină, chemarea cea mai înaltă vine din ce? Din adevărata iubire de Dumnezeu. Deci trebuie atunci când te uiți în oglindă și ți se pare că ești interesant și frumos și grozav și deștept și ai strâns valoare peste valoare, diplomă peste diplomă. Asta discutam astăzi cu cineva la spovedit când spunea, părinte, fata mea are vreo 6 diplome, dar nu găsește un băiat bun. Dacă nu vrea nimeni să ia diplomele, deci trebuie să ia contact cu realitatea vieții. Viața nu e o matematică, 10, 10, 10, 10, 10. Viața e și ceva practic. Trebuie să știi cum să vorbești, cum să te integrezi în societate, cum să te apropii de cineva, cum să te comporți. Așa e și cu viața asta spirituală. Dacă începi să-i simți dragostea lui Iisus, vii la El. Dacă începi să te uiți pe o oglindă și să spară că ești frumos, nu te mai faci călugări niciodată, că ai impresia că ești cineva. Acel cineva ține de la 20 la 40. După 40, toți ne îngrijim de reumatism și de ștergare de mormântare, că așa e firesc cu lucrurilor. Dar în momentul în care te-ai dăruit lui Iisus, spune Mântuitorul, Petru întâi își permite, el era însurat și s-a gândit că dacă și-a lăsat nevasta și soacra, ar vrea el să vadă care-i socoteala, ce miese, ce ghișeft, era firea jidovească, ce ghișeft aveam din treaba aceasta. Și bineînțeles că îl întreabă pe Iisus, dacă cu noi ce va fi dacă am urmat ție? Și atunci Mântuitorul i-a dat o replică extraordinar de jumătate de pagină de Evanghelie și i-a spus așa: cel ce iubește mai mult pe tată și pe mamă nu-i vrednic de mine. Cel ce iubește mai mult fiu ori fică nu-i vrednic de mine. Cel ce iubește casă, masă, țarine și holde nu-i vrednic de mine. Cel ce iubește prieteni și averi și lucruri trecătoare nu-i vrednic de mine. Deci l-a trecut prin tot ceea ce se cheamă. Mama e cea mai apropiată ființă și legătura cea mai de sânge, copilul este sângele tău și legătura cea mai spirituală care te poate străpunge, iar averea și bogăția știm toți că suntem cu inima ca magnetul cu fierul, deci cine ar putea trăi fără bani sau fără cele necesare și atunci sigur că ești legat de găina ta, de pomul tău, de poarta ta, de grajdul tău, de vaca ta. Și Dumnezeu cunoaște aceste lucruri și anumit le-a arătat că cine le iubește mai mult decât pe mine nu-i vrednic de mine. De ce nu-i vrednic de mine? Nu în sensul că i-ar întoarce spatele sau nu l-ar iubi, Doamne ferește, dar la modul că n-aștepta să te vezi cu mine față către față în calitate de slugă și nu de fiu. Pentru că în clipa în care fiul risipitor i-a ieșit gărgăunii din cap, i-a trecut duhurile desfrânării, ambițiile, biceps și figurațiile, toate aerele, cerceii, etnobotanicele și toate nebuniile, s-a scuturat precum calul lui Harap Alb și a revenit în sine, deci vedeți cât de interesant e să-ți revii în sine la o situație de genul acesta. Și a spus, mă voi scula, mă voi duce la Tatăl, îi voi spune că am greșit la cer și înaintea ta, deci e clar starea de pocăință și de recunoștința greșelii. Și Tatăl ce i-a spus? L-a sărutat, l-a cuprins, i-a dat inelul, vițelul, mantea, sandale, de fapt l-a făcut boier. Dar ce a spus el pe parcursul acestei căderi? Hargații tatălui meu mănâncă pâine, iar eu în calitate de fiu pierd de foame. Așa e și între noi creștini. Stă împărtășania în potir, stă taina la dispoziția ta, iar tu te lăfăi în țigară, în hepatita C, în ciroză, în cancer, în sida, în boli venerice, în boli psihice. De ce? Că ai fugit de potir. Și atunci răspunsul e pe măsură. Tu mori de foame și hargații tatălui tău, alții care poate nici n-ar merita potirul, mănâncă. De ce? Pentru că i-au găsit esența. De acolo vine mântuirea. Că așa i-a spus apostolii Mântuitorului. I-a întrebat Mântuitorul, dar voi de ce ați rămas aici, ce așteptați? La tine am găsit cuvintele vieții veșnice. Păi în clipa în care îți recunoști pe Hristos ca icoana existenței tale, nu mai ai nevoie de explicații. Știi, trebuie să-i explici cuiva, băi, dacă vrei să te mântuiești. Termenul de mântuire a dispărut din vocabular. Acum termenul de manele e mai la modă. Dar de ce lucrul ăsta? Cu cât lumea s-a prostit, adică s-a emancipat și cu cât lumea s-a stricat, ca să folosesc un termen. Și aici nu vorbim în sensul de intelectual, că intelectual sunt capete luminate. Dar dacă vă uitați așa în jurul vostru, nu mai există acea rușine, ca să-i spunem. Ei, pentru acea rușine a dispărut și evlavia. Și a dispărut evlavia, dacă vrei să te convingi de lucrul acesta, te duci până la mănăstirea Techerghiol vara și ai să vezi cum tinerii în chiloți și cu coanele în suteni intră și aprind lumânări. De o chestie de bun simț. Că mai stă măicuța aia la poartă și îți dă un șort sau un halat, o face din respect față de mănăstire. Dar tu, din conștiința ta ortodoxă, când deschizi poarta mănăstirii, nu știi că trebuie să-ți acoperi trupul, adică te duci ca la paradă, la spital te dezbraci, că e legea doctorului, la pușcărie te dezbraci, că te percheziționează, dar la biserică nu. La biserică intre acoperit într-o smerenie în fața lui Dumnezeu. Și atunci, dacă tu nu înțelegi sensul acestor lucruri, automat cuvântul mântuire îți sună ca ceva străin în urechi. Ce-o mai fi fiind și asta mântuirea? Mântuirea are o singură definiție. Ruperea sufletului de legătura cu satana, adică cu păcatul, și unirea sufletului cu Hristos, adică unirea cu virtutea. Asta este definiția mântuirii. Că toată lumea aude mântuire, 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 dar nu știe ce înseamnă. Asta înseamnă mântuirea. Mergerea pe drumul crucii lui Isus. S-a cântat când a început slujba, înainte de predică, Cruce Sfântă Părăsită. Îi mai cinstită cea de pe drum care stă prăbușită, fără acoperiș, că mai face un țăran cruce la ea, decât cea care stă la gâtul drogatului sau a desfrânatului, că ăla nici măcar nu știe de ce o poartă. Aia cu adevărat e o cruce chinuită și părăsită. Deci trebuie să conștientizăm că urmarea pe drumul lui Isus este cea mai înaltă treaptă posibilă. Serafim de Sarov, armata de geniu a cerului, Vasile cel Mare, îngeri în trup și Fiii lui Hristos după har și credință. Iar în a doua etapă, când spune acolo ce-ar da omul în schimb pentru sufletul său, aici se face o negociere. Și negocierea deja se face într-o altă tagmă, a căsătoriților, pentru că spune ce-ar da omul în schimb dacă lumea întreagă ar dobândi. Nu știu dacă îl mai interesează pe călugăr lumea întreagă, pentru că până la urmă pe el îl interesează chilia și biserica, că aici își desfășoară spațiu. Dar pe când omul, în momentul în care începe să dezvolte o afacere, mai faci un graj, mai faci un birou, mai faci un sediu, mai faci o casă, mai faci un bloc, mai adaug o țarină, mai puni un cec, mai puni un cont. Dacă nu-i în cap conturile în România, le duce în Elveția. Dacă nu-i în cap în Elveția, le duce în America. Dacă nu încape pe coasta Mării Negre, se duce pe coasta de Fildeș. Dacă nu are loc acolo, se duce în Africa, deși își găsește locul. Dar toate acestea ce înseamnă? Extinderea unor averi despre care Scriptura spune așa. Scurt. Unde furile fură și molile le mănâncă. Și aici nu vine Dumnezeu să fie de contra că tu ai punga cu galben sub pat. E treaba ta. Tu îi gestionezi. Dar nu veni și te plânge lui Dumnezeu că i-am pierdut, că mi-a furat, că nu i-am comercializat bine, că nu i-am drămuit bine, că nu i-am economisit bine, că nu i-am distribuit bine. Nu-i treaba lui Dumnezeu de ce ai cumpărat marfă care s-a alterat. Nu-i treaba lui Dumnezeu de ce ai cumpărat case care le-a fărâmat focul. Nu-i treaba lui Dumnezeu de ce s-a cutremurat pământul. Nu-i treaba lui Dumnezeu de ce s-a dărâmat ție blocul. Nu-i treaba lui Dumnezeu de ce s-a sâns ție becul. Nu-i treaba lui Dumnezeu de ce s-a crăpat ție fereștele. Nu-i treaba lui Dumnezeu de ce ai pierdut tu briliantele și aurul. E treaba ta. Cum le-ai gestionat, așa le ai. Dumnezeu te-a lăsat să le aduni. Că așa spune și în Psaltire. Adună omul comori și nu știe cui le strânge pe ele. Așa parcă spunem psalm. Cine a citit în Psaltire? Așa e, exact așa e stil. De ce? Pentru că în clipa în care închidem ochii, are Ioan Iacob o frază super excelentă, scurtă. Prietenia cea cu lumea te lasă singur la mormânt. Și numai faptele credinței, tovarăși, mai departe sunt. Când ajungi lângă mormânt, prietenia cea cu lumea e ca pleava ce se împrăștie de vânt. Cu ce te alegi în clipa în care ai pus mâinile pe piept? Cu procese verbale, cu inventar, cu certificat de moștenitor, cu dezbatere de moștenire, cu avocați, cu procurori. Dar dacă ești înțelept și ai născut 2 sau 3 sau 4 copii, și înainte de moarte, lui ăsta i-ai dat 1 metru de pământ, lui ăla i-ai dat 1 metru de ogradă, lui ăla i-ai dat un perete de la casă, lui ăla i-ai dat 3 pomi și geamul din la casa din nord, le-ai scris frumos pe act, ai închis ochii și ai plecat. Ori vrea să le păstreze cum le-ai dat bine, nu mai departe e treaba lor și cu asta basta. Dar în clipa în care tu ai murit și te-a prins nepregătit, și apoi trebuie să încep procese și urmăriri cu Interpolul și cu detectivul, unde mai avea bani, Chiar am râs odată când mi-a spus cineva: părinte, tatăl meu a murit și a ascuns o sumă mare de bani, dar pentru că n-a avut încredere în noi, nu ne-a spus unde. Și am spus: ca să fiți siguri că nu dă nimeni de ei, dați foc casei, că fiți siguri că ard și atunci nu-i mai ia nimeni. A, dar nu, părinte, că am vrea să-i găsim. Farmați casa cu bucățica până dați de bani. Deci, atâta timp cât el a pus comoara și inima la loc ascuns, cine putea lucra acolo decât diavolul? Pentru că în momentul în care tu ți-ai legat inima de avere, nu ți-ai mai legat-o de Dumnezeu. Și de aia s-a făcut referirea în Evanghelie, că strânge omul comori și nu știe cui le adună pe ele. Și este un proverb turcesc: ce vine de hram, de hram se duce. Adică dacă tu n-ai muncit pentru banul ăsta, poți să-l slesă tot o avere cu vagonul și tot o faci praf, că tu n-ai transpirat și n-ai sudat pentru ea. Și iarăși este un proverb popular: banii strângătorului în mâna risipitorului. Dar lângă aceste proverbe populare vă aduc aminte a 14-a muncă din muncile iadului legată de părinți și de copii. O știu de la părintele Cleopa din Siestria, le-o spunea la oameni cum veneau cu autocar. Și că când va fi judecata de 18, doar toți murim și toți acolo ajungem, vor sta copiii cu părinții în întunericul iadului, spate în spate, și vor spune așa copiii: blestemați să fiți, părinți, că ne-ați dat pe cele trecătoare și nu ne-ați dat pe cele spirituale. Și părinții vor blestema stând spate în spate cu copiii, nevăzându-se în întunericul iadului, și vor spune așa: blestemați să fiți voi, că de grija și dragostea voastră am uitat de cele spirituale pentru grija voastră de cele materiale. Că ce face omul? Cum prinde un serviciu bun? Să facă băietului casă. Cum prinde un serviciu bun? Să facă fete zestre. Cum prinde un serviciu bun? Să-i facă și nepotului bloc. Cum prinde un serviciu bun? Să-i ia mașină și nepotului. Și el muncește, 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 și în momentul când îl ia moartea, n-a avut timp să spovedească. Și apoi să vedeți ce frumos spune omul în contact cu preotul. S-ar putea scrie multe cărți și evanghelii, nu SF-uri de astea cu Harry Potter. Asta sunt pentru proști, pentru minți spălate. Spune, zice: părinte, dacă ați ști ce inimă bună avea, zic, da, a fost vreodată la biserică? Părinte, n-avea timp, părinte, noi am avut o afacere, trebuia să stăm și duminica și în sărbători, n-am avut treabă cu Dumnezeu. Dar s-a împărtășit vreodată? Nu, părinte, dar avea el de gând odată să ducă, dar n-a ajuns, nu? Părinte, dar nu era rău la suflet, părinte, dacă cerea cineva de la el, da, de pomană, zic, dar se ruga vreodată? Nu, părinte, că știa tatăl nostru, dar nu pot să spun eu că îl spunea sau nu îl spunea. Credinciosul. Eu, dacă aș fi Dumnezeu, i-aș face o bucată de rai separat lui. Dar știi cine spaznice acelui rai? Tot diavolii. Pentru că spune clar în Sfintele Cărți: cine nu are biserica de mamă, nu-l are pe Dumnezeu de tată. Deci poți să-i faci tu și pomană, că-i ușurezi munca. Poți să-i dai și milostenii, că-i ușurezi munca. Poți să-i faci și parastase, că-i ușurezi munca. Dar din necredința lui nu-l poți scoate. Eu sunt doctorul, da? Și cel de pe masă e incom. Și eu am învățat la școală că trebuie să-i pun și calmante, trebuie să-i pun și vitamine, și pompatoare care îi forțează sângele, și energie care să-i țină mușchiul cardiac, și nu știu mai ce să-i țină creierul viu, și îl mai și intubez să respire, și îi mai bag și perfuzii cu glucoză să lucrez organismul, și îi mai bag nu știu ce să nu se coaguleze sângele. Dar viața nu i-o dau eu. Curge apa aia, pic, 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 cu tot ce trebuie în ea. Dar nu curge harul lui Dumnezeu, că ăla nu era. De aia spune: cel din tâi doctor a trupurilor și a sufletelor este Hristos. Sunt oameni care au stat și luni în comă. Și dacă a fost la Dumnezeu, s-au ridicat. Dar dacă n-a fost la Dumnezeu, a încălcit mintea oamenilor și i-a dus cu știința, știți până unde? Că au ajuns tot oamenii de acum să se întrebe: oare să întrerupem aparatele sau să nu le întrerupem? Și Dumnezeu a spus: dacă ați făcut voi viață mai multă ca mine, dirijați-o voi, distribuiți-o cum vă place. Eu nu mă mai bag. S-a retras. Și atunci, ce am făcut? L-am osândit pe păcătos de 2 ori. Nici nu l-am lăsat să moară, nici nu l-am lăsat să trăiască. Nici nu l-am putut mântui, nici nu l-am putut osândi. Ci mai rău, l-am încurcat. Da. În momentul în care uităm desăvârșit de contactul cu Dumnezeu pentru contactul cu lumea, suntem morți de vii. Că așa spune Scriptura. Urechi au și nu aud, ochi au și nu văd. Și spune tot Isaia. Asta a fost un mare boier în privința Duhului Sfânt. A avut har cu găleata. A scris unul dintre profeții mari. Isaia, Ezechiel, Ieremia și mai este încă unul care l-am uitat. Îi spune așa Isaia. De-ar fi avut poporul meu urechile deschise și ochii deschiși, ar fi înțeles legea mea și de multe aș fi mântuit pe ei. Dar să vede că de 2000 de ani, vorbind de cruce și de înviere, nimeni nu pricepe. Și de ce nu pricepe? V-am repetat încă o dată, la contactul despărțirii lumii de om. Ați văzut câte bazaconii s-au inventat de ortodox și că nu are un om? Câtă lume plânge, se smulge de cap, se trage, tot felul de injurii și insulte. Vai, dar ce aspru a fost Dumnezeu, dar cum nu s-a gândit să ia mama de la copii, dar cum nu s-a gândit să lea, că e așa de tânăr și în floarea vârstei. Mare poznă cu Dumnezeu ăsta. Dacă n-a fost de mult la reciclare, la vreo facultate, să-și mai revizuiască atitudinile psihologice și psihiatrice ale lumii moderne, începe să ia decizii din astea negândite, e puțin fundamentalist. Nu întreabă de ce le ia pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla. Nu vrea să întrebe, uite, și nimeni nu îndrăznește să-i dea telefon să întreabă, Doamne, de ce greșești? De ce? Că nu-i știu numărul. Întâlnirea cu Dumnezeu se face în rugăciune, nu în figurație. Deci, oricât de bogați am fi, moartea e pentru noi, oricât de săraci am fi, moartea e pentru noi. Dar oricât de bogați am fi, credința rămâne temelie și oricât de săraci am fi, credința rămâne temelie. Dar, indiferent că suntem bogați sau săraci, crucea noastră personală nimeni nu o clintește de lângă noi. Și asta este ultima cruce despre care vreau să vorbesc. Deci am vorbit de căsătorie, de călugărie, că astea sunt cele două forme. Văduvia e tot o cruce, nu mai stăm să o comentăm. Și apoi începe crucea personală. Și crucea personală, cea din urmă cruce de care trebuie să ținem cont, unii vor crede că e predestinată. N-are nicio treabă. Dumnezeu știe ce pățești tu, dar nu se bagă. Te lasă să deschizi ochii singur. Și aici intră crucea celui osândit, care stă închis la temniță, crucea celui bolnav, care stă în patul de suferință, crucea celui care nu aude sau e surd, crucea celui care nu vede sau e orb, crucea celui oligofren, poate care nu gândește. Dar de ce să lăsați aceste cruci și spre sărate pretutinea? Ca să avem noi măsura bunătății și dragostei lui Dumnezeu atunci când nu i-ai mulțumit niciodată că te-a făcut sănătos, că te-a făcut frumos, că te-a făcut deștept, că te-a făcut integru, că ți-a dat puterea să gândești, să muncești, să te descurci și toate celelalte. Și apoi mai este o cruce care ține tot de crucea noastră personală și se numește a ignoranței sau a indolenței. Foarte mulți dintre creștinii noștri, m-am încadrat în termen că-s cu ochii pe ceas, foarte mulți din semenii noștri se spală pe mâini și pun în spatele lui Dumnezeu. Vai, săracul, dacă așa a fost scris, așa a murit. Precis că a luat Dumnezeu pixul și a scris în cartea vieții Ion să moară la bufet cu sticla sub el. Precis că a spus Dumnezeu să moară Ion cu parul în cap tras de vecinul. Nu, ai căutat-o cu lumânarea și ai găsit-o. Dumnezeu când l-a creat pe om i-a spus așa: și l-a făcut pe om cu voie de sine stăpânitoare și l-a pus în mâna sfatului său. Și le-a spus așa: creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Cuvântul de a-l stăpâni arată din start că omul n-a fost creat nici ca sluga a naturii, deci nici ca sluga a naturii, dar nici ca sluga lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea ca omul să nu stăpânească pământul, îi spunea așa: folosește-te de el, eu îl stăpânesc. Dar n-a spus că el îl stăpânește. Și a spus așa: stăpâniți pământul, adică ia-i apa, ia-i hrana, folosește-te de căldură, trage mâncarea din el, trageți foloasele din el. Și atunci, omul ce-a făcut? A uitat prin ignoranță că mai este un stăpân deasupra lui care gestionează umbra, ploaia, soarele, căldura, pronia și celelalte și a început el să creeze un pământ după mintea lui. Dacă l-ai lăsat pe român, sau nu numai pe român, cred că toate națiile pământului, ar asfalta toată planeta. De ce? Ca să nu mai meargă doamnele prin glorie. Sau boi. Dacă ar fi după noi, am face vaci de plastic. Dacă ar fi după noi, am face zarzavaturi artificiale. De ce? Ca să scăpăm de muncă, să scăpăm de responsabilitate, de griji. Și asta vine din necredință. Că tot în ca afacere, în capitolul 1, scrie acolo. În sudoarea feții să-ți câștigi pâinea, în sudoarea feții să-ți mănânci truda pământului, el să fie supărat pe tine că l-ai necinstit și să-ți dea spin și pălămid, adică să prășești, să faci bătucei în palmă și mai departe, tot Dumnezeu a spus, dacă veți greși, cu moarte veți muri. Adică, așa cum în rai n-avea voie omul să facă orice și a fost pedepsit cu moartea cea sufletească, așa și pe pământ, când faci ceva rău, mori cu moartea cea trupească. Dar care e diferența între morți? Că și aici este o cruce. Vine vremea să moară Sfântul Sisoie. Auzi, și vin draci la patul lui și spune, Sisoie, ce te mai rogi, că tu oricum ești sfânt, mergi la Dumnezeu. Și Sfântul care s-a rugat toată viața le spune dracilor, nu pot eu crede treaba asta, până nu văd sufletul meu în brațele lui Hristos, sunt tot un om păcătos. Iar noi, pământenii de rând, plini de patim și de putoarea păcatelor și de figuri în capul nostru, că nu le poți numi altfel, că așa se cheamă, figuri de stil, omul visează, își imaginează și pune în practică. Sau, cum se cheamă, prinzător de fluturi. Și în momentul în care a murit cineva dintre noi, suntem în stare să-i facem un curriculum vitae de crezi că ăla e sfânt din ziua aceea. Adică noi îi facem pe sfinți. Automat, părinte, dar era credincios, dar prindea lumânări, dar mergea la biserică, dar făcea parastase. Stai, mamă! Asta ține de tradiția ortodoxă, de morala ortodoxă, știe Dumnezeu ce e în inima omului. Tu cunoști tainele, adâncurile inimii și tainele rărunchilor tu le știi. Auzi ce spune psaltirea lui David. De ce? Noi nu știm ce e înăuntru omului. Noi ne-am învățat în ultima vreme, apropo de crucea spirituală, tot creștinul caută numai icoane care plâng, sfinți care fac minuni, moaște peste tot. Dacă vrem moaște, sunt la morgă. Ne-ar prinde o lecție foarte bine dacă am sta mai des cu nasul acolo, ca să vedem cum miroase păcatul din om. De ce? Ca să vedem cât de spirituală e crucea noastră în care trăim, cât de mult ne dăruim trupul lui Dumnezeu, cât de mult ne dăruim sufletul lui Dumnezeu, cugetul și faptele noastre. Era, și cu asta am încheiat, era la Neamț în vremea lui Ioniche Moroi, un mare stareț la mănăstirea Sihăstria, care era și întemeietorul ei, mai încoace pe la 1900, după ce a stat o vreme pustie, și era un călugăr din ăsta sărac, nu dădea nimeni 2 bani pe el. Și în momentul când a fost să moară, starețul respectiv, la vreme de atunci, a zis acestui frate începător, care era mai târziu Ioniche Moroi, frate Ioane, citește și tu, lucrălugărul ăsta, o psaltire, uite, dacă e sărac, nimeni nu vrea să-i citească. Și cum s-a dus în biserică să se așeze la psaltire și a început să răsfăiască psaltirea, mort o scos un chicior deoparte la sicriu, mai la o bucată a pus celălalt chicior de cealaltă parte și când a suflat odată, a ieșit un miros de mireasmă, o fi scrisă prin cărțile astea lui Părinte Cleopa, eu am auzit-o verbal din gura lui. Ăsta s-a speriat, s-a dus și a dat schima aia călugărească, că e o pânză mare cu niște inscripții biblice din astea, texte din psaltire și din scriptură pe ea, și a dat-o la par și a zis, Părinte Domete, dar trăiești cumva? Ce cu tine? Și l-a mai răsuflat odată, numai mireasmă de nardeșa din el. Și s-a dus și i-a spus starețului. Și i-a zis starețului, zice, să știi că Părintele Domete se joacă cu noi de-a moartea, nu cred că e mort. Păi zice, uite, am fost în biserică și el răsuflă, și dar vine niște miros de te dă jos. Starețul a adunat soborul și i-a spus până a doua zi toată lumea cu psaltire, acolo, Sfinte, Părinte Domete, roagă Dumnezeu pentru noi. Și atunci a spus starețul în cuvântul de încheiere, nu haina îl face pe om, de-aia e proverbul popular, ci faptele. Că îi pui tu pălărie la mort că moare, sau costum Steinman, sau pantofi de 1000 de euro, n-a nicio importanță. Că îi faci tu cavou de 100 de milioane, că îi pui tu cruce de nu știu de care, n-are nicio treabă. Dacă faptele tale au fost curate, trupul tău din viață face semne. Dacă faptele tale au fost curate, viața ta face semne. Și nu ai nevoie. Sfinții se cunosc după faptele lor ca pomul după roade. Și iarăși acolo în Sfânta Scriptură spune, și nu numai în Sfânta Scriptură, spune întâi și în Scriptură, spune acolo pe cei aleși sunt în mâna Domnului și sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și munca nu se atinge de ele, dar în acatistul acoperământului la Maica Domnului spune așa: bucură-te cei mâinile tale pe cei tăinuiți de tine și-i acoperi în mijlocul lumii. Maica Domnului știe pe ce aleși, nu-i știm noi. Mai vine așa câte unul și vrea să o facă pe-a misticul sau pe-a mistica, dar noi nu trebuie să ne impresionăm. Adevărata impresie și adevărata trăire adevărată și adevărata comuniune cu Dumnezeu nu știe nici pământul. N-ai să auzi pe un om sfânt că se laudă că e sfânt, n-ai să auzi pe un om sfânt că îți spune el cât postește, cât se rog. Este atât de anonim și este atât de inexistent în viața noastră cotidiană, încât nici nu-ți dai seama. De aceea Antonie Plămădeală, în cartea Tradiție și Libertate în Spiritualitatea Ortodoxă, încheie așa: puterea crucii lui Hristos o poți găsi și într-un fir de iarbă atunci când este binecuvântat. Și ca cu aceasta am și încheiat, e ultima istorioară simplă. O călugăriță foarte sporită stătea într-o mănăstire și i-a spus duhovnicul: mergeți în grădină și lucrați la zarzavaturi. Și zis și făcut, toată lumea a săpat grădina, a udat-o tot, și la plecare o călugăriță, văzând o frunză de salată mai frumoasă, a rupt-o și a băgat-o în gură. După o jumătate de oră s-a demonizat. Toată lumea speriată, cum ia cu o viață așa de cuvioasă să pățească așa ceva. Și s-au dus la duhovnic. Și a întrebat duhovnicul: ce s-a întâmplat? Păi nimic, sora a lucrat cu noi aici, ne-am nevoit toate și la plecare, zice, a rupt o frunză de salată, zice, și a gustat că i s-a părut frumoasă. Dar n-a mâncat-o, zice, numai cât a băgat-o în gură. Da, acolo se odihnea dracul de-a mează zi. Și fiind nebinecuvântată, pe ea a prins-o descoperită în lucrare. Eu mă întreb, de la frunza de salată din grădină nebinecuvântată până la miile de mese în care mâncăm ca porci fără rugăciune, ne sculăm fără rugăciune, ne culcăm fără rugăciune, nu zicem nici boda proste sau Doamne, îți mulțumesc de masă, câți draci ar trebui să fie noi? Tone! Adică nici nu ne dăm noi seama cât de neputincioși suntem înaintea lui Dumnezeu. Pentru că la judecată, și cu asta am încheiat, că așa spune, când va veni în slava Tatălui cu Sfinții Îngeri, se va rușina de noi că ne-am rușinat noi. Deci cu cât ne-a fost nouă pe pământ mai rușine de Dumnezeu și ne-am fost rușine să facem cruce pe lângă o biserică, ne-a fost rușine să ne acoperim pe cap în biserică, ne-a fost rușine să ne împărtășim, ne-a fost rușine să ne spovedim, că unii spun: ce să mă duc eu la preot să mă spovedesc? Spovedește-te, dragă, la o tufă, sunt aici pe drumul Vlădicelui, stâlp de telegraf, du-te acolo și spune păcatele. Deci, cu cât ți-a fost ție rușine să ai contact cu Dumnezeu, cu atât ai va fi acum Lui mai puțin ignorant și interesat să te mărturisească înaintea Tatălui. Da, aceștia sunt aleșii mei. Și atunci răspunsul final, de ce spune că și eu nu-L voi recunoaște în slava Tatălui, este simplu. Nu vă cunosc pe voi. Plecați de la mine în focul cel veșnic gătit vouă și slugilor Satanii. Deci iată de ce în finalul Evangheliei, care este unul eschatologic, tot de cruce avem nevoie. Că cei ce se înseamnă cu semnul crucii să deosebesc, cum spune Apocalipsa, de cei ce nu au semnul Sfintei Cruci. Și va trimite Îngerul lui Dumnezeu să-i aleagă pe cei aleși. Asta e alegerea. Celor de-a stânga vor trece de-a stânga și celor de-a dreapta la dreapta. Deci, ca încheiere și ca ultimă idee, să țineți minte întotdeauna că sunt trei forme de cruce: crucea pe care o trăiești, crucea pe care o porți și crucea pe care o respecti. Cea care o trăiești sunt crucea faptelor tale, cea care o porți este crucea sincerității și a vieții tale creștinești și crucea pe care o cinstești este numai și numai